Greierele și moneda, de Bruno Ferrero. Un înțelept indian avea un prieten bun care locuia la Milano. Se cunoscuseră în India, unde italianul fusese într-o călătorie împreună cu familia sa. Indianul făcuse pe ghidul pentru italieni, ducându-i să vadă cele mai frumoase locuri din țara sa. Fiindu-i recunoscător pentru acestea, milanezul nostru l-a invitat pe indian la el acasă. Dorea să-i răsplătească purtarea de grijă și să-i prezinte orașul său. Indianul nu prea dorea să meargă acolo, dar până la urmă cedă la insistențele prietenului său italian și, într-o bună zi, ajunse cu un avion la Malpensa. În ziua următoare, milanezul și indianul se plimbau împreună prin centrul orașului. Indianul, cu chipul său smeat, cu barba sa neagră și turbanul galben, atrăgea privirile trecătorilor, iar milanezul nostru umbla mândru alături de prietenul său atât de exotic. La un moment dat, în piața San Babilia, indianul se opri dintr-o dată și spuse: „Auzi și tu ce aud eu?” Puțin descumpănit, milanezul nostru își ciuli cât putu urechea, recunoscând că nu auzea nimic altceva decât zgomotul puternic al traficului din oraș. „Undeva pe aproape este un greiere care cântă”, continuă sigur pe el indianul. „Te înșeli”, replică milanezul. „Eu nu aud altceva decât rumoarea obișnuită a orașului. Și apoi, doar nu-ți închipui că sunt greieri pe aici.” „Nu mă înșel. Aud cântecul unui greiere”, insistă indianul și se apucă hotărât să caute printre frunzele unor arbuști rătăciți în acel loc. După câteva momente, îi arătă prietenului său care îl privea sceptic o mică insectă, un minunat greiere cântător care căuta să se ascundă scârțind ceva spre cei care îi tulburaseră concertul. „Ai văzut că era un greiere?” zise indianul. „Așa este”, recunoscu milanezul. „Voi indienii aveți auzul mult mai fin decât noi albi.” „De asta dată tu te înșeli”, spuse zâmbind înțeleptul indian. „Ia uite.” Spunând acestea, indianul scoase din buzunar o monedă și, prefăcându-se că îi scapă, o lăsă să cadă pe trotuar. De îndată câteva persoane întoarseră capul. „Ai văzut?” mai spuse indianul. „Moneda asta a produs un clinchet mai subțire și mai slab decât cântecul greierului. Ai observat însă câți albi au auzit-o?” Nota autorului. Aceste povestioare pe care le ofer în cele ce urmează se aseamănă cântecului unui greiere într-un oraș. Ele doresc doar să ne rețină o clipă atenția asupra celor glasuri pe care am uitat să le ascultăm. Acele glasuri și cântece pe care le avem în lăuntrul nostru și care ne vorbesc despre cerul albastru și aerul curat, despre vis și bătaia inimii, despre dorința de a ne îmbrățișa și de a plânge împreună, despre un Dumnezeu plin de îndurare care a venit la noi pentru a ne cere să-L lăsăm să ne mântuiască.